merupakan strat. Kita melatih saya di sini mulai di sipil general dan terus care vin să lămurească un moment istoric extraordinar pentru poporul român, unirea de la 1918. Și vreau să salut aici cu toată referența pe domnul profesor Radu Ștefan Bergati, pentru că dânsul lansează și astăzi aici o carte importantă, un savant profesor lucrător neîmplicat pentru unirea Basarabiei, Ștefan Ciobanu. De asemenea, mă bucur să văd că avem lucrările, de exemplu, ale lui Octavian Țicu. Sigur că astăzi suntem împreună cu toți cei care încă mai iubesc cartea. Mă bucur foarte tare să văd oameni tineri care și-au lăsat gadgeturile deoparte și cel puțin astăzi vom sărbători cartea așa cum se cuvine. Vreau să-i mulțumesc încă o dată, doamnei director, pentru activitatea intensă pe care o are la Biblioteca Județeană Ioan Julian Răgărescu, domnului primar, care se implică foarte mult în acțiunile culturale ale județului, să vă urez zile plăcute în continuare, lectură frumoasă și să avem parte de niște zile ale orașului minunat. Vă mulțumesc și vă mulțumesc încă o dată. Domnul Crușelor, pentru că era multă felicitare, a fost deschis și chiar a venit în întâmpinarea noastră. Întotdeauna mulțumim domnul primar, mulțumim și domnul viceprimar, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, însă mulțumirile trebuie să vină din partea noastră către Mișcarea Culturală Târgu-Bișteană. De asemenea, vreau să spun că astăzi debutează Zilele Cetății, Târgu-Obiște 2018, și nu cred că era modalitate mai potrivită decât acest salon editorial. Spun acest lucru pentru că Târgu-Obiște este o cetate a culturii. La Târgu-Obiște a fost tipărită prima carte din Țara Românească, iar municipiul Târgu-Obiște are o moștenire culturală absolut deosebită. S-a vorbit despre importanța cărții, s-a vorbit despre faptul că poate în zilele noastre tinerii sunt mai preocupați de ceea ce înseamnă aceste tehnici moderne de comunicare, însă eu cred că nu se exclude una pe alta. De asemenea, în legătură cu o carte, se spune că știi că ai citit o carte bună atunci când, dând ultima pagină din carte, simți că ai pierdut un prieten drag. Lucrurile acestea le poți simți numai atunci când citești o carte. Cred că este foarte important să avem asemenea acțiuni prin care să arătăm importanța pe care actul cultural o are în comunitatea contemporană, și de aceea vreau să felicit Biblioteca Județeană pentru efort și pentru continuitatea pe care o dă acestui eveniment. Vreau să-i felicit pe autor, vreau să felicit editurile prezente aici și în general pe toți cei care sunt implicați în această acțiune. Vă mulțumesc și vă invit la sărbătorile municipiului Târgu-Obiște. Astăzi, mâine și poimâine, 3 zile de spectacole, 3 zile de activități recreative dedicate în mare măsură și copiilor, atât în acest loc, cât și în Parcul Chindia sau în Parcul Mitropoliei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule primar, și pentru că am zis
nu este o carte scrisă cumva cu finalități patriotate, ci chiar reieșise la primul război mondial, de la Lenin la Putin, da? În același context. Am venit și cu o carte a unei cercetătoare de la Târgu Mureș, Cristina Doroclei se numește, ea e pe zona literară, Memoria zăbrelelor, este o antiuitare, este despre scriitorii deținuți, scriitorii români. Despre savantul profesor Ștefan Ciopa, ad medite incontestabile, pentru realizarea unirii Basarabiei cu Regatul României. Și este prima carte, rețineți, în care se menționează că votul care a fost dat de toate țările pentru unire a fost după aceea a fost binecuvântat de Arhimandritul Gurie. În celelalte texte nu se scrie așa. Apoi, monografia evidențiază prin cuvânt și prin Dimitrie Cantemir de către țarul Petru I, după o prietenie...